Starea de sănătate a actorului Florin Busuioc este gravă, dar stabilă. Actorul de 56 de ani a căzut din picioare aseară după un spectacol pe scena Filarmonicii Oltenia. Astăzi, Florin Busuioc a fost transportat cu un elicopter SMURD la București, fiind transferat la Spitalul Fundeni. Florin Busuioc a început să se simte rău aseară în timpul spectacolului. Cei prezenți au sunat imediat la 112 și o echipă de medici a sosit la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor. Busu se afla deja în stop cardiorespirator și ar fi fost resuscitat de 3 ori pentru a fi stabilizat. Ulterior, actorul a fost transportat la unitatea primiri urgențe a Spitalului Județean din Craiova pentru îngrijiri medicale. Medicii au încercat să-l transfere la București, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza condițiilor meteo. Managerul spitalului a încercat să ia legătura cu șeful clinicii de cardiologie, fără succes însă. Ca urmare, a luat decizia ca actorul să fie supus unei intervenții chirurgicale de urgență și i s-a montat un stent. În unitatea de primire urgență a ajuns în stare gravă, intubat și ventilat mecanic. Intervenția s-a desfășurat în Centrul de Cardiologie Intervențională și Cardiochirurgie Craiova, în timp util, fără incidente, cu succes. Ulterior, pacientul fiind transferat în clinica de terapie intensivă a spitalului nostru. Șeful clinicii de cardiologie recunoaște că a răspuns cu o întârziere de o jumătate de oră la telefon, dar afirmă că totul s-a desfășurat conform procedurilor. Am avut o latență de reacție, că am avut telefonul descărcat și am văzut târziu apelul. Și când am sunat eu să verific despre ce e vorba, lucrurile se mișcaseră cum era normal și fără mine. Nu e nevoie de aprobarea mea să intre în sală să îi salveze viața lui Busu. Medicul spune însă că clinica pe care o conduce se confruntă cu o lipsă gravă de medici specialiști, existând un singur medic primar cu competențe în cardiologie intervențională. Era suficient să fie plecat Paul Trașcă din Craiova și nu se putea face intervenție. De obicei, pacienții ca Busu care fac infarct acut, genul ăsta de infarct, se duc cu elicopterul sau cu salvarea la București. Și Ministerul Sănătății a venit cu precizări referitoare la acest caz. Deoarece, în acest moment, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova nu are numărul de medici necesar pentru organizarea unor gărzi în specialitatea cardiologie intervențională, unitatea sanitară organizează gărzi la domiciliu pentru această specialitate, astfel încât să asigure intervenția în cazuri de urgență. În trecut, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a scos la concurs posturi de specialiști, însă acestea nu au fost ocupate. Posturile vor fi scoase din nou la concurs pentru a crea posibilitatea înființării unei linii de gardă de cardiologie intervențională, se arată într-un comunicat al Ministerului.